Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5 aici alături de Sinner și Crazy, frații mei aici. Ei bine, episodul trecut v-am zis noi că dacă vreți ne jucăm cu noua mașină din update-ul viitor. Cum am luat-o, nu am dat-o noi. Na. Cum puteți să o luați, aveți nevoie de un hacker. Na, simplu. Va fi în update-ul viitor mașina asta. Momentan nu vă puteți juca cu ea, tocmai ce am zis la început. Nu e niciunul dintre noi de aici, stați fără griji, nu avem așa ceva. Aceasta este mașina, din păcate nu o putem tuna pentru că noi nu avem cumpărată, nu putem să o tunăm la shop-ul normal pentru că este scumpă, probabil. De fapt, nu am încercat. Cam așa arată mașinile. Joc, să zic. Da, deci, cum ar fi, nici nu e băgată în joc oficial să o poți cumpăra. Cam așa arată, nici nu știu ce nume are măcar. Ocelot, oricum scrie când intri în ea. Hai să vedeți interiorul. Uitați-vă. XA21 Super. Uitați-vă la interiorul acesta. Dacă ați mai văzut, așa e interior. Deci e criminal, efectiv, și cu modul ăsta. Hai să vedem dacă putem să le tunăm. Nu merge. E ceva în spatele meu ca să știu să nu-l bușesc. Nu. Și să mergem așa numai cu first person. Ia, mergi cum vrei. Are în spate la viteză, are un spoiler foarte frumos. Eleron de ăsta ce o fie mai exact. Cum era la și de 20. Da, seamănă. Asta e combinație cu un T20 și un X-Proton. Seamănă, mai ales la spate, partea asta așa. Sunt curios care este top speed-ul. Episodul următor, dacă strângem destule like-uri, facem mașina asta versus Proto X80, care este cea mai rapidă la momentul de față. Vom face și niște teste, cât rezistă, bam, pe acolo, pe Cilia, ce ne mai jucăm noi. Îi dăm spre oraș, băieții. Hai, dă-i tu, bro. Sunt curios ce viteză prinde. Dar nu știu unde să mă uit, pentru că am modul ăsta și nu văd foarte bine. Da, nici eu nu văd exact acolo. Poate tu vezi, Sinere, că tu nu ai modul nostru. Da. Vezi bordul bine? Stai să mă uit. Nu văd de volan. Păi, da, deci nu... Am trecut de 100, 120, 120. Am 120. Am What? Cum? A intrat în ceva. What? Oh, bă, aveam și noi 3 mașini, crazy. Aveam. Vin să te iau? Da. Hai că vin. Bă, cum? Că haide să mergem frumos. Haide să nu ne bușe. Puf, mare bubuial, crazy mort. Hai, urcă fratele crezi aici la mine. Cam așa se bubuie dacă vreți să știi. Hai mă, urci. Păi la cine? Bă, pe bune? Nu putez. Bă, ia uite cum a parcat-o acolo și iau. E frumos. E puțin. Minte, bubuie. Bă, e mică mașina asta pentru doi. Îți trec picioarele prin bord. Da, chiar. Și la scaun, ai scaunul în tine, e mică mașina. Băi, frate. Mă, de-abia depășești un de-ăsta, mă. Da, sau de superb. Superb. Nu, e ușor. Deci eu zic, de-abia intrase în frontal, mi-a luat zborul mult. Fă bune? Da. Bui, da. Nu sparge geamuri, nu nimic. Mă, așa ca mașină... What? Nu-i spart. Bă, asta încetinește singură la viraje? Mi s-a părut ce un fel de senzor, ca încetinit singură. Mamă, ce spoiler frumos are în spate. Mă, dar urât se aude, vărule. Da. Ia și-ai brită. A, că stai că pot să văd eu bordul dintr-o parte. Ia, uite-te. 113, 112 mile, 115 mile constant. Acum simt că ia mai mult. Nu? Mă. 113 mile. Netunată. Poate pe un episodul viitor o rezolvăm tunată. O rezolvăm. Da, asta o să fie un mister. Probabil, de fapt, e un mister momentan pentru noi. Cât o să coste mașina asta, pentru că repede nu o puteți cumpăra de nicăieri. O să ziceți acum, hackerule, nu am niciun fel de hack, doar modul de fov atât.
Nu contează banii, cumpăr 5. Da, avem. Oricum, când apare o vom cumpăra, îmi place enorm interiorul. După cum observăm, cei de la Rockstar încep și ei să facă interioare diferite. Stai mă, ușor că filmez. Ce faci? Băi, ușor că nu mă uit în față. Are un interior frumos. Bine, exact, o să vezi X-Pro-ul meu. Dar nu, mă, nu e chiar la fel schimbătorul, bordul fel, cum vine. Scaunele sunt la fel, scaunele. Lasă scaunele. Oricum episodul următor facem. Da, nu există tunat la Penny X-Pro-ul. La Benny nu. Ar fi ceva. Neonul ăla, Bugatti ăla. Ăla e urât. Fain ar fi. Da, bine, seamănă din nou și ăla seamănă. E urât tare ăla, mă. Era tare dacă vrei să le salvezi pe astea, îți dai seama. Cum o băgai în garaj, BAN! Direct. Bagă tu și după văciu. Hai să nu. Bă! Drateuri! Stai! Da mă, stai, este chiar accelerat. Stai mă, deci când dădea, când n-am mai accelerat, dădea numai rateuri, ia. Stai că am dat jocul mai tare, urcă vărule. Deci dădea numai rateuri. Auzi mai bine din first person. Ia. Hai să vedem. S-o urc pe la 7-8000 de ture și... Da mă! Lol, nu credeam că o să facă ăștia așa. Dar de la ce-i de rateuri? Pur și simplu. Lol. Nu știu, și motocicleta mea la fel face când o lași din turații mari. Du-mă la apartament, du-mă la apartament ca să pregătesc. Stai așa. Bă, ce frumos face, mă, băieți, mă. Bă, e genială mașina asta. Mă, crezi că eu nu i-am aprins farurile până acum? Bă, are un interior. Aici e o bancă lângă, știu că de la Faiza. Nu prea se observă ziua. Da, aici e o bancă. Fleca. Mamă, ce mi-o dădea și au. Nu știam unde vrei. Ia, haide, boss, 1v1. Hai, stai. La verde, da? Hai. Să te iau, fraie. Tot în față? În față, la verde, da. Păi nu zi. O să pierzi. Până la următorul semafor, nu mult. Ok. Bă, dar se bagă ăștia. Bă, dar nu se mai face verde odată? Hai, dar eu star cam lucrurile până se face verde. Nu, la verde cam filme. Few hours later. Da. Aaaa, făcu șustă! Șustă! Am câștigat! E prea mică cursa la. Te duc acasă, fratele Crazy? Da. Hai acasă, fratele Crazy. Bă, tu ai pupuit-o instant, eu nici nu am atins-o. Mi-am murdat. Eu, ăsta, eu gen, îi dramă depășire. Și era un Audi de ăla. Mă, și când l-am văzut, zic că am primit 2000 de dolari pentru good behavior. Da. Și el și-a explodat mașina la prima depășire. Da. Uuu, Fast and Furious, boy! Bă, dar am intrat în ea ca lumea, gândește că am fost în aer o grămadă. Păi, din moment ce ai ajuns în pomul ăla, eu te cred. Și a picat jos. Mamă, cum poate să facă mașina asta? Ce zici, mă? E prea epică mașina asta, mă, oare tunată cum face, cu turbine, cu tot. No. Cred că îi trage cred frumos. Cred că asta e singura mașină care trebuie să tunezi ca să nu dea rateuri. Nu știu, celelalte nu le-am auzit, mă, să dea niciodată așa, nu mă refer la flăcările alea, știi, care le mai dă când schimb sau mai... Pocurile alea continuu, poc. Hai să mai dăm așa o tură pe aici, da, mă, mai dăm o tură. Că îmi place enorm mașina asta. Ia, viteză pe aici, ieșim cu bine. M-am riscat puțin. Bă, dar frânează rapid. Mamă, ce intrai. Frânează rapid pentru stoc. Mamă, să vedeți cum... Mamă, e... Hai să facem brake test, Crazy. Geainu. De acolo nu e geainu, geainu e spate. A, în spate. Păi nu se vede. Bă, frânează prea repede, mă. Porpagajul. Ba, frânează repede, e stoc. Cum frânea de episodul trecut, nu frânează. Aaaa,
Fii atent, cât am? 110? Cât? Dar tu vezi, are ABS pe ea, mă? Da. Ops. Da, mă, are ABS, să mor tu. Da. Ce șmecher. Ia o mașină de pe stradă, are ABS sau toate? Că asta nu știu, nu m-am uitat. Mamă, cum se aude. M-a scos de mașină? Ia, dă-i blană și pune frână, doar frână, fără space. Nu mă, blană mă, ce e, mă, mergea cu 20 la oră. Hai. Dă-i. Da mă, toate au ABS, mă. N-am, nu m-am uitat niciodată chestia asta. Ce zici, bă, crazy? Ia uite-l, mă. Hai, hai la garajul tău, crazy, hai la garaj. Vrei să te duc cu a mea? Nu, 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 las. Bine, vă rog. Bă, ce se bagă, omul, mă. Păi, era și el a venit și crazy. I-am dat tot o meda. Bine să vrei. Efectiv, da, i-am dat tot o meda. Hai că am intrat în magazin la... Mamă, și așa am făcut și eu. Mamă, mamă. Șmecheră curbă. Da, chiar că. Hai, vărule, vărule! Îi dă boost-o, mă. Ce să nu încerci? O scot? Scoate, scoate! Bun, mă, băieți, episodul acesta vă lăsăm aici, episodul următor, nu mai fă zgomot, boss! Episodul următor, vom face mașina asta versus X80 Pro, tot ce mai rapidă mașină din momentul actual, până acum, da, pe acolo. Nu uitați să apăsați butonul și de like! Și noi ne vedem data viitoare. Pa, 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 pam!